Un colind de Crăciun, de Charles Dickens. M-am străduit ca, în această cărțulie cu fantome, să trezesc la viață fantoma unei idei, într-un mod care să nu îi facă pe cititorii mei să se supere pe ei înșiși, unii pe alții, pe sărbătoarea aceasta sau pe mine. Fie ca ea să le bântuie casele într-un mod plăcut și nimeni să nu vrea să se ia la trântă cu ea. Prietenul și slujitorul lor devotat, Charles Dickens, decembrie 1843. Partea 1. Fantoma lui Marley. Marley era mort, ca să fie clar de la bun început. Nu exista nici cea mai mică îndoială în privința asta. Actul de înmormântare fusese semnat de preot, de funcționar, de angajatul pompelor funebre și de șeful cioclilor. Și Scrooge îl semnase, iar numele lui Scrooge era o garanție sigură pentru orice alegea el aș pune semnătura. Bătrânul Marley era la fel de mort ca un cui de la ușă. Atenție! Nu vreau să spun că știu ce anume este mort la un cui de la ușă. Eu aș înclina să cred că un cui de sicriu ar fi cea mai moartă piesă de fierărie. Dar înțelepciunea strămoșilor noștri stă în această zicere, iar mâinile mele nevolnice nu au voie să tulbure asta, căci astfel s-ar sfârși cu țara mea. Îmi veți îngădui așadar să repet cu toată emfaza că Marley era mort ca un cui de ușă. Dacă Scrooge știa că era mort? Bineînțeles că știa. Cum altfel? Scrooge și el fuseseră parteneri pentru nu știu câți ani. Scrooge era singurul lui executor, singurul lui administrator, singurul lui împuternicit, singurul lui legatar universal, singurul lui prieten și singurul care îl plângea. Și cu toate acestea, nici Scrooge nu a fost prea răvășit de tristul eveniment. Ba chiar a dat dovadă că este un excelent om de afaceri chiar în ziua înmormântării, pe care a oficiat-o cu un neîndoios profit. Că veni vorba de înmormântarea lui Marley, asta mă duce înapoi în punctul în care am început. Nu exista niciun dubiu că Marley era mort. Asta trebuie să se înțeleagă foarte clar. Alminteri, nimic minunat nu poate să iasă din povestea pe care sunt gata să vă spun. Dacă nu am fi fost pe deplin convinși că tatăl lui Hamlet murise înainte ca acțiunea din piesă să înceapă, nu ar fi fost nimic mai remarcabil în plimbarea lui la ceas de seară, în bătaia vântului de răsărit, pe propriile lui metereze, decât orice altă apariție neplăcută a oricărui domn de vârstă mijlocie, după lăsarea întunericului, într-un loc vântos, de exemplu, în curtea bisericii St. Paul, pentru a uimi literalmente mintea slabă a fiului său. Scrooge nu a șters niciodată numele bătrânului Marley de pe plăcuța firmei. A rămas acolo în toți anii care urmară, deasupra ușii de la intrare. Scrooge și Marley. Firma era cunoscută ca Scrooge și Marley. Câteodată, cei noi în afacere îi spuneau lui Scrooge, Scrooge și câteodată Marley. Dar el răspundea la ambele nume. Îi era tot una. O, dar tare strâns la pungă era Scrooge. Un păcătos bătrân, hrăpăreț, apucător, lacom zgârcit, cărpănos, tare și ascuțit ca un cremene, din care nu scăpărase vreodată vreun crâmpei de generozitate. Ascuns și egoist și singuratic, ca o stridie. Răceala din el îi îngheța trăsăturile lui bătrâne, îi ciupea nasul ascuțit, îi încrețea obrajii, îi înțepenea mersul, îi înroșea ochii, îi albăstrea buzele subțiri și îi se strecura perspicace în glasul gâjâit. Era parcă acoperit cu o poșghiță de gheață, și pe cap și pe sprâncene și pe bărbia ascuțită. Purta cu el această temperatură joasă întotdeauna, și la figurat și la propriu. Își îngheța biroul în zilele toride
și nu ridica temperatura nici măcar un grad nici la Crăciun. Căldura sau frigul de afară îl afectau prea puțin pe Scrooge. Nici o căldură nu-l putea încălzi, nici frigul iernii nu-i dădea fiori. Nici un vânt, cât de tare ar fi suflat, nu era mai aspru ca el, nici o ninsoare mai aprigă, nici o ploaie torențială mai nemiloasă. Vremea urâtă nu știa de unde să-l apuce. Ploaia cea mai grea și zăpada și grindina și lapovița se puteau lăuda cu un singur avantaj față de el. Adesea cădeau frumos, dar Scrooge niciodată. Nimeni nu l-a oprit vreodată pe stradă să îi spună cu bucurie în privire: "Dragul meu Scrooge, ce mai faci? Când o să vii pe la mine?" Nici cerșetorii nu îl implorau să le dea ceva, nici copiii nu îl întrebau cât e ceasul, nici un bărbat sau femeie nu l-au întrebat vreodată pe Scrooge care e drumul spre cutare sau cutare loc. Până și câinii orbilor păreau că îl cunosc. Când îl vedeau venind spre ei, își trăgeau stăpânii în pragul ușilor și în curți și apoi dădeau din coadă de parcă ar fi spus: "Mai bine să nu vezi deloc decât să ai ochii răi, stăpâne cufundat în întuneric." Dar ce-i păsa lui Scrooge? Era chiar ceea ce-i plăcea: să își croiască drumul prin aglomeratele căi ale vieții, ținând la distanță orice semn de omenie, ceea ce îi făcea pe cunoscători să îl numească pe Scrooge nebunul. Odată, dintre toate zilele bune ale anului, exact în seara de ajun, bătrânul Scrooge era foarte ocupat cu casa lui de bani. Era un ger tăios, mușcător, și era o ceață, și putea auzi oamenii afară, în curte, mergând în sus și în jos, lovindu-se cu mâinile pe piept și tropăindu-și picioarele pe trotuarul de piatră ca să le încălzească. Ceasurile orașului tocmai bătuseră ora 3, dar era deja destul de întuneric. Nu fusese o zi luminoasă și lumânările pâlpâiau în ferestrele birourilor învecinate ca niște pete roșiatice în aerul maroniu care devenise parcă palpabil. Ceața se revărsa prin fiecare crăpătură și gaură a cheii și era atât de densă încât, deși curtea era foarte îngustă, casele de vis-a-vis păreau simple fantome. Văzând cum norul acela dens cobora, întunecând totul, puteai crede că natura abia își mai trăgea sufletul. Ușa a casei de bani a lui Scrooge era deschisă cât să poată fi acesta cu ochii pe angajatul lui, care, într-o micuță celulă alături, copia scrisori. Scrooge aprinsese un foc foarte mic, dar focul copistului era cu mult mai mic, atât de mic încât părea că e un singur cărbune aprins. Dar nu putea pune mai mulți, pentru că Scrooge ținea cutia cu cărbuni în camera lui. Și de câte ori angajatul intra cu lopata, stăpânul prezicea că va fi necesar ca în curând să se despartă. Drept pentru care copistul își punea pe el șalul alb și încerca să se încălzească la lumânare. Efort care, nefiind un om cu o imaginație puternică, rămânea fără rezultat. "Crăciun fericit, unchiule! Dumnezeu să te aibă în paza sa!" se auzi o voce veselă. Era vocea nepotului lui Scrooge, care veni spre el atât de repede încât acesta nu a avut timp să se ferească de îmbrățișare. "Na!" zise Scrooge. "Prostii!" Se încinsese de mersul rapid în ceață și frig acest nepot al lui Scrooge, că era tot luminos. Fața îi era roșie și frumoasă, ochii îi străluceau, iar din gură îi ieșeau aburi. "Crăciunul o prostie, unchiule?" zise nepotul lui Scrooge. "Nu asta ai vrut să spui, sunt sigur." "Ba da," zise Scrooge. "Crăciun fericit! Ce drept ai tu să fii fericit? Ce motiv ai tu să fii fericit? Ești suficient de sărac." "Haide," răspunse vesel nepotul. "Ce drept ai tu să fii trist? Ce motiv ai să fii morocănos? Ești suficient de bogat." Scrooge, neavând un răspuns mai bun în acel moment, zise: "Na," din nou, urma de "prostii." "Nu fi supărat, unchiule," zise nepotul. "Cum altfel aș putea să fiu?" replică unchiul, "când trăiesc într-o așa lume plină de proști.
Crăciun fericit! Ce tot atâta Crăciun fericit? Ce înseamnă Crăciunul pentru tine dacă nu un moment când trebuie să plătești facturi fără să ai bani? Momentul în care te găsești cu un an mai bătrân, dar nu mai bogat. Momentul când trebuie să îți faci socotelile și să ai totul pus la punct pentru 12 luni. Dacă ar fi după dorința mea, zise Scrooge indignat, fiecare idiot care o tot ține cu Crăciun fericit pe buze ar trebui fiert în propria lui budincă și îngropat cu o crenguță de vâsc înfiptă în inimă. Așa ar trebui. Unchiule, îl imploră nepotul. Nepoate, i-o reteză unchiul tăios. Ține-ți Crăciunul cum vrei tu și lasă-mă pe mine să-l țin pe al meu cum vreau. Ține-l, repetă nepotul lui Scrooge. Dar tu nu-l ții. Atunci lasă-mă să nu-l țin, zise Scrooge. Mult bine îți poate aduce, mult bine ți-a adus vreodată. Sunt multe lucruri din care ar fi putut să iasă bine, de care nu am profitat, îndrăznesc să spun, răspunse nepotul, printre care și Crăciunul. Dar sunt sigur că întotdeauna m-am gândit la perioada Crăciunului, atunci când vine, lăsând la o parte respectul datorat numelui și originii sale sacre, dacă se poate judeca separat de acestea, ca la o perioadă bună, un timp al binelui, al iertării, al milosteniei, al mulțumirii, singurul moment pe care îl cunosc în lungul calendar al anului, când bărbații și femeile la unison par să își deschidă inimile închise cu bucurie și să se gândească la cei mai prejos decât ei, ca și cum ar fi cu adevărat călători spre mormânt ca și ei, și nu alt soi de creaturi, având drumuri diferite. De aceea, unchiule, chiar dacă nu mi-a băgat niciodată în buzunar vreun bănuț de aur sau argint, eu cred că mi-a făcut bine și îmi va face bine și spun, Dumnezeu să binecuvânteze Crăciunul. Funcționarul aplaudă involuntar în cutiuța sa, dar dându-și seama imediat de necuviință, scormoni în picul de jăratec și stinse și ultima geană de foc. Mai fă un singur zgomot, zise Scrooge, și o să-ți petreci Crăciunul fără să mai ai o slujbă. Ești un vorbitor foarte bun, domnule, adăugă el întorcându-se spre nepot. M-aș mira să nu ajungi în Parlament. Nu fi supărat, unchiule. Vino la noi la masă mâine. Scrooge zise că l-ar vizita... Da, da, chiar așa a spus. Spuse întreaga chestiune și mai spuse că l-ar vizita în acea situație mai întâi. Dar de ce? Strigă nepotul lui Scrooge. De ce? De ce te-ai însurat? Întrebă Scrooge. Pentru că m-am îndrăgostit. Pentru că te-ai îndrăgostit, mârâi Scrooge, de parcă ar fi fost singurul lucru din lume chiar mai ridicol decât un Crăciun fericit. La revedere! Nu, unchiule! Nu ai venit niciodată să mă vezi nici înainte de asta. De ce socotești asta un motiv ca să nu vii nici acum? La revedere! Zise Scrooge. Nu vreau nimic de la tine. Nu-ți cer nimic. De ce nu putem fi prieteni? La revedere! Zise Scrooge. Îmi pare rău din toată inima că te găsesc atât de hotărât. Nu ne-am certat niciodată, dar am făcut o încercare în cinstea sărbătorii Crăciunului și îmi voi păstra buna dispoziție până la capăt. Așadar, Crăciun fericit, unchiule! La revedere, zise Scrooge. Și an nou fericit! La revedere! Nepotul ieși din încăpere, fără a rosti niciun cuvânt aspru. Se opri la ușa din afară, să ureze sărbători fericite copistului, care, înghețat cum era, îi răspunse mai cald decât Scrooge. Uite-l și pe ăsta, mormăi Scrooge, care l-auzise. Angajatul meu, cu 15 șilingi pe săptămână și o soție și familie, vorbind despre un Crăciun fericit. O să o iau razna! Acest lunatic, conducându-l pe nepotul lui Scrooge, lăsă să intre alte două persoane. Erau niște domni corpolenți, plăcuți la înfățișare, care acum stăteau cu pălăriile scoase
în biroul lui Scrooge. Aveau registre și hârtii în mâini și salutară înclinându-se. Scrooge și Marley, bănuiesc, zise unul dintre domni cu referire la numele firmei pe care îl avea pe listă. Am plăcerea de a mă adresa domnului Scrooge sau domnului Marley? Domnul Marley e mort de 7 ani, răspunse Scrooge. 7 ani se fac chiar în noaptea asta. Nu avem niciun dubiu că generozitatea sa este bine reprezentată de partenerul supraviețuitor, zise domnul, prezentându-și hârtiile. Cu siguranță era, căci fuseseră suflete înrudite. Auzind fatalul cuvânt generozitate, Scrooge se încruntă, clătină din cap și îi înapoie hârtiile. În această perioadă festivă a anului, domnule Scrooge, zise domnul luând un stilou, se cuvine mai mult ca de obicei să ajutăm cu cât putem pe cei săraci și aflați în lipsuri, care suferă mai mult în ziua de azi. Multe mii sunt în nevoie de cele necesare traiului. Sute de mii sunt lipsiți de cel mai mic confort, domnule. Nu există pușcării? Întrebă Scrooge. Sunt multe pușcării, spuse domnul, punând din nou stiloul jos. Și Uniunea ale lucrătorilor? Întrebă Scrooge. Mai funcționează? Funcționează. Totuși, răspunse domnul, mi-aș dori să pot spune că nu mai funcționează. Legile ocnașilor și a săracilor nu mai sunt în vigoare? Întrebă Scrooge. Ambele foarte invocate, domnule. Oh, mă temeam din ce ai spus inițial că ceva le-a oprit din activitatea lor folositoare, zise Scrooge. Mă bucură foarte ce aud. Având în vedere că ele abia aduc puțină mângâiere creștinească sufletelor sau trupurilor celor mulți, răspunse domnul, câțiva dintre noi ne străduim să strângem fonduri pentru a cumpăra săracilor ceva carne și băutură și mijloace pentru a se încălzi. Am ales această perioadă pentru că acum se simt nevoile și mai aprig, iar cei care trăiesc în abundență se bucură. Cu ce sumă să vă trec? Cu nimic, răspunse Scrooge. Doriți să rămâneți anonim? Doresc să fiu lăsat în pace, zise Scrooge. Și dacă tot mă întrebați ce doresc, domnilor, acesta este răspunsul meu. Eu nu mă veselesc de Crăciun și nu îmi permit să-i fac pe leneș să se veselească. Contribui la întreținerea instituțiilor pe care le-am menționat. Costă destul. Și cei cărora le merge prost trebuie să meargă acolo. Mulți nu pot merge acolo, iar mulți ar prefera să moară. Dacă ar prefera să moară, zise Scrooge, mai bine ar face-o și să scadă surplusul de populație. Apoi, mă scuzați, eu nu știu asta. Dar ar trebui să o știți, observă domnul. Nu este treaba mea, răspunse Scrooge. Este suficient pentru un om să își vadă de propriile treburi și să nu se bage în ale altora. Ale mele îmi ocupă timp constant. La revedere, domnilor! Văzând clar că ar fi în zadar să mai insiste, domnii se retraseră. Scrooge se întoarse la treburile lui cu o părere mai bună despre el însuși și cu o mai bună dispoziție decât de obicei. Între timp, ceața și întunericul se întețiră atât de mult, încât oamenii grăbeau pașii purtând torțe aprinse, oferindu-și serviciile de a merge înaintea cailor înhămați la calești, pentru a le lumina drumul. Vechiul turn al unei biserici, al cărei clopot vechi și răgușit, privea întotdeauna prostește la Scrooge printr-o fereastră gotică din zid, devenise invizibil și bătea orele și sferturile de undeva din nori, cu vibrații tremurătoare, de parcă dinții îi clănțăneau în capul înghețat, acolo sus. Frigul se înteți. Pe strada principală, la colțul unei curți, câțiva lucrători reparau conductele de gaz și aprinseseră un foc mare într-un vas, în jurul căruia
se strânseseră un grup de bărbați și băieți zdrențăroși. Își încălzeau mâinile și clipeau din ochi în fața flăcării care răspândea căldura. Hidrantul fusese lăsat într-o parte și apa care se revărsase din el înghețase trist, prefăcându-se într-o gheață mizantropă. Strălucirea magazinelor, unde coronițele de Crăciun împodobite cu vâsc și bobițe roșii de fructe de pădure trosneau în căldura lămpilor din vitrine, îmbujora fețele pale ale trecătorilor. Prăvăliile de păsări și băcăniile deveniseră o splendidă priveliște, un carnaval glorios care părea aproape imposibil a avea vreo legătură cu regulile atât de plicticoase ale tocmelii și vânzării. Domnul primar, în maiestoasa domniei sale reședință, care semăna cu o fortăreață, porunci celor 50 de bucătari și majordomi ai săi să țină Crăciunul așa cum se cuvine unei gospodării de primar. Și până și croitorașul, pe care îl amendase cu 5 șilingi lunea trecută pentru că se îmbătase și făcuse ca o fiară pe străzi, amesteca în budinca pentru a doua zi în mansarda lui, în timp ce uscățiva de nevastă sa și copilul se repeziră să cumpere carnea de vită. Ceața se înteți, frigul era tot mai tăios, un frig înțepător, pătrunzător, mușcător. Dacă bunul sfânt Dunstan ar fi ciupit nasul duhului rău cu o vreme ca aceasta, în loc să se folosească de armele lui obișnuite, atunci cu adevărat ar fi răcnit îngrozitor. Proprietarul unui năsuc ciupit, mușcat și molfăit de frigul flămând, așa cum sunt oasele roase de câini, se aplecă la gaura cheii ușii lui Scrooge să-l desfete cu un colind de Crăciun. Dar de cum auzi, "Domnul să-ți binecuvânteze viața, om creștin, nimic să nu-ți umbrească bucuria de-a fi bun." Scrooge își făcă rigla cu o mișcare atât de energică, încât colindătorul o zbughi îngrozit, lăsând gaura cheii în seama ceții și al celui mai înrudit cu stăpânul casei, Ger. În cele din urmă, ora de închidere a casieriei sosi. Fără nicio tragere de inimă, Scrooge se coborâ de pe scaunul lui, admițând tacit faptul în fața funcționarului plin de speranță din cutie, care suflă imediat în lumânare și își puse pălăria pe cap. "Vrei toată ziua mâine, bănuiesc," zise Scrooge. "Dacă nu vă deranjează, domnule." "Mă deranjează," zise Scrooge. "Și nu e corect. Dacă ți-aș opri pentru asta o jumătate de coroană, pun pariu că ți s-ar părea nedrept." Copistul zâmbi sfios. "Și cu toate astea," zise Scrooge, "nu ți s-ar părea nedrept să îți plătesc leafa pentru o zi fără să muncești?" Funcționarul îi aminti că asta se întâmplă doar o dată pe an. "Ha! O scuză ridicolă ca să bagi mâna în buzunarul unui om în fiecare 25 decembrie," zise Scrooge, încheindu-și paltonul până la bărbie. "Dar presupun că trebuie să ai toată ziua liberă. Asigură-te că vei fi aici mai devreme poi mâine dimineață." Copistul promise că va fi și Scrooge ieși bombănind. Biroul fu închis într-o clipită. Și funcționarul, cu capetele lungi ale fularului său alb, fluturându-i pe sub haina scurtă, nu avea palton. Se dădu pe gheață pe strada Cornhill, în capătul unui șir de băieți, de 20 de ori, în cinstea ajunului Crăciunului, și apoi fugi acasă, în Camden Town, cât de repede putu, ca să se joace baba oarba. Scrooge își luă trista lui cină în trista lui cârciumă obișnuită, citind toate gazetele și petrecându-și restul serii cu registrul său de bancă. Apoi merse acasă să se culce. Locuia în camerele care odinioară aparținuseră răposatului său asociat. Erau un șir de camere sumbre, într-o clădire construită de-a lungul unei curți, unde abia dacă avea ce căuta, încât cu greu ai fi putut să nu îți închipui că atunci când fusese nouă, jucându-se de-a vați ascunselea cu celelalte case, uitase unde este ieșirea.
Era suficient de bătrână acum și suficient de tristă, căci nimeni nu o locuia în afară de Scrooge, celelalte încăperi fiind toate închiriate ca birouri. Curtea era atât de întunecată că până și Scrooge, care cunoștea fiecare pietricică, era nevoit să bâșbâie cu mâinile. Ceața și gerul atârnau într-atât de poarta veche și întunecată a casei, încât părea că însuși spiritul vremii ședea pe prag, într-o jalnică meditație. Acum, e adevărat, nu era nimic special în legătură cu ciocănelul de la ușă, cu excepția faptului că era foarte mare. De asemenea, este la fel de adevărat că Scrooge îl văzuse în fiecare seară și în fiecare dimineață, în tot timpul șederii lui în acel loc. Și este adevărat și că Scrooge avea tot atât de puțină fantezie ca orice alt locuitor al Londrei, inclusiv, îndrăznesc a spune, membrii corporațiilor, consilierii și breslașii. Să nu uităm și de faptul că Scrooge nu se mai gândise deloc la Marley de după amiază, de când pomenise despre partenerul lui mort de 7 ani. Și atunci, să-mi explice careva, dacă poate, cum s-a întâmplat ca Scrooge, vârând cheia în broască, să vadă în ciocănelul de la ușă, fără ca acesta să fi suferit vreo schimbare, nu un ciocănel de ușă, ci chipul lui Marley. Chipul lui Marley nu era învăluit în impenetrabila umbră în care se aflau celelalte obiecte din curte, ci avea o lumină sumbră în jur, ca un homar stricat într-un beci întunecos. Nu era furios sau feroce, ci se uita la Scrooge așa cum obișnuia Marley să se uite, cu ochelarii fantomatici ridicați pe fruntea fantomatică. Părul îi era răvășit într-un fel ciudat, ca de o răsuflare sau curent de aer fierbinte, și, cu toate că ochii îi erau larg deschiși, erau complet nemișcați. Asta, împreună cu paloarea lui, îl făceau îngrozitor. Dar groaza părea a fi degajată, în ciuda figurii lui și în afara puterii lui, mai degrabă de propria expresie. Cum Scrooge se uita țintă la acest fenomen, ciocănelul a apărut din nou. Să spunem că nu era speriat sau că nu îi trecuse o senzație îngrozitoare prin vine pe care nu o mai cunoscuse din pruncie, ar fi o minciună. Dar puse mâna pe cheia căreia îi dăduse drumul, o răsuci cu putere, intră și își aprinse lumânarea. Se opri într-un moment de nehotărâre înainte de a închide ușa și se uită prudent mai întâi pe lângă ea, ca și cum ar fi așteptat totuși să se sperie de apariția codiței lui Marley în hol. Dar nu era nimic în spatele ușii, cu excepția șuruburilor și a piulițelor care fixau ciocănelul. Așa că zise "Pru, pru!" și trânti ușa cu zgomot. Bubuitura răsună în toată casa ca un tunet. Fiecare cameră de deasupra și fiecare butoi din pivnițele negustorului de vinuri de dedesubt păreau să aibă un eco al său. Scrooge nu era un om care să se sperie de ecou. Zăvorâ ușa, traversă holul și urcă scările. Încet, potrivindu-și lumânarea în timp ce urca. S-ar putea să bați câmpii despre cum ai putea mâna o trăsură cu 6 cai în sus pe o scară veche sau despre o lege recentă, proastă a Parlamentului, dar ceea ce vreau să spun e că ai fi putut urca un dric pe acea scară și încă de-a latul, cu oiștea către perete și ușa către balustrade. Și chiar foarte ușor, era destul de lată pentru asta și rămânea și loc liber. Ăsta era probabil motivul pentru care lui Scrooge i se păru că vede un dric locomotivă în fața lui în întuneric. O jumătate de duzină de lampadare cu gaz de pe stradă nu ar fi luminat suficient de bine intrarea, așa că vă puteți închipui că era destul de întuneric numai cu lumânarea lui Scrooge. Dar Scrooge urca fără să-i pese câtuși de puțin. Întunericul nu costa bani
și lui Scrooge îi plăcea asta. Dar înainte de a închide ușa lui cea grea, aruncă o privire prin camere să vadă dacă totul e în ordine. Era încă suficient sub influența chipului ca să își dorească să facă asta. Sufrageria, dormitorul, cămara pentru lemne, toate arătau așa cum trebuia. Nimeni sub masă, nimeni sub canapea, un foc mic în vatră, lingura și strachina pregătite și crăticioara cu terci pe plită. În mintea lui era răcit. Nimeni sub pat, nimeni în dulap, nimeni în halatul lui, care atârna într-o poziție suspectă pe perete. Cămara de lemne, ca de obicei, grătare vechi, încălțări vechi, două coșuri pentru pește, lavoarul pe trei picioare și un vătrai. Mulțumit, închise ușa și se încuie înăuntru. Încuie de două ori, ceea ce nu îi era în obicei. Ocrotit astfel împotriva oricărei surprize, își scoase cravata, își puse halatul și papucii și scufia de noapte și se așeză în fața focului să-și mănânce terciul. Era într-adevăr un foc tare plăpând. O nimica într-o noapte atât de geroasă. Era obligat să stea aproape de el, să se ghemuiască cumva peste el, ca să simtă și cea mai mică senzație de căldură de la așa o mânuță de cărbuni. Șemineul era unul vechi, construit de un negustor olandez cu mult timp în urmă și acoperit peste tot cu niște plăci ciudate de faianță care aveau desenate imagini din scriptură. Erau acolo Cain și Abel, fiicele faraonului, regine din Sheba, îngeri, mesageri, coborâtori din văzduh pe niște nori, ca niște saltele de puf, Abraham, belsatari, apostoli pornind pe mare în niște bărci cu forme de untiere, sute de figuri care să îi acapareze gândurile. Și totuși, chipul acela al lui Marley, mort de 7 ani, apărea ca toiagul străvechiului profet și înghițea totul. Dacă fiecare placă netedă de faianță ar fi fost albă la început și ar fi avut puterea să schițeze câteva imagini pe suprafața ei din fragmentele de gânduri dezmembrate ale lui, ar fi apărut pe fiecare dintre ele câte o copie a capului bătrânului Marley. Prostii, zise Scrooge și străbătu odaia. După ce se învârti de câteva ori, se așeză din nou. Cum își rezemă capul pe speteaza scaunului, se întâmplă ca privirea să îi cadă pe un clopoțel, unul nefolosit, care atârna în odaie și care comunica, în scopuri uitate deja, cu o cameră a etajului cel mai de sus al clădirii. Cu nemăsurată uimire și cu o ciudată, inexplicabilă spaimă, văzu cum, pe măsură ce se uita, clopoțelul începu să se legene. Se legăna atât de lin că abia dacă scotea vreun sunet. Dar curând începu să sune tare și odată cu el toți clopoței din casă. O ținură așa, poate jumătate de minut sau un minut, dar păru o oră întreagă. Apoi se opriră așa cum începură, toate odată. După care urmă un zgomot ca un zângănit, undeva adânc, dedesubt, ca și cum cineva ar fi tras un lanț greu peste butoaiele din pivnița negustorului de vinuri. Scrooge își aminti atunci că auzise spunându-se că fantomele din casele bântuite erau descrise ca târând lanțuri după ele. Ușa pivniței se dădu de perete cu un bubuit și atunci auzi zgomotul mai tare la etajele de dedesubt. Apoi, urcând scările, apoi venind exact în direcția ușii lui. Sunt prostii, zise Scrooge. Nu cred asta. Cu toate astea, se schimbă la față când, fără a se opri, intră prin ușa grea, pătrunzând în odaie, în văzul lui. La această apariție, muribunda flacără se învioră, de parcă ar fi strigat, o cunosc, e fantoma lui Marley, după care se micșoră din nou. Același chip, Aidoma, Marley,
cu părul prins în codița lui, cu aceeași vestă, aceiași nădragi și pantofi. Ciucurii acestora din urmă erau ciufuliți ca și codița lui, ca și poalele redingotei și ca și părul de pe cap. Lanțul pe care îl târa era prins în jurul taliei. Era lung și legat cumva de el ca o coadă și era făcut din, pentru că Scrooge îl cerceta cu deamănuntul, din casete de bani, chei, lacăte, registre, acte și pungi grele din oțel. Trupul îi era transparent, în așa fel încât Scrooge, cercetându-l bine, putea vedea prin vesta lui cei doi nasturi din spatele redingotei. Scrooge auzise de multe ori spunându-se că Marley nu avea inimă, dar nu crezuse niciodată asta până acum. Nu că acum ar crede, deși cerceta fantoma cu luarea minte și o vedea stând în fața lui, deși simțea fiorii reci din ochii lui morți. Remarcă chiar și textura basmalei înfășurate în jurul capului și a bărbiei, chestie pe care nu o observase înainte. Tot se îndoia și refuza să creadă. Ce mai fi și asta?" zise Scrooge, caustic și rece ca întotdeauna. Ce vrei de la mine?" Multe." Vocea lui Marley, fără nicio îndoială. Cine ești?" Întreabă-mă cine am fost?" Bine, cine ai fost?" întrebă Scrooge, ridicând glasul. Ești interesant pentru o nălucă." Era cât pe ce să spună ca o nălucă, dar înlocuise asta imediat ca să fie mai potrivit. În viață am fost partenerul tău, Jacob Marley." Poți să te așezi?" întrebă Scrooge, privindu-l cu îndoială. Pot." Atunci așează-te." Scrooge întrebă asta pentru că nu știa dacă o fantomă atât de străvezie ar putea să apuce de un scaun și se gândea că, în cazul în care asta ar fi fost cu neputință, ar putea necesita o explicație stânjenitoare. Dar fantoma se așeză de cealaltă parte a căminului ca și cum ar fi fost chiar obișnuit cu asta. Nu mă crezi," observă fantoma. Nu," zise Scrooge. De ce nu ai încredere în simțurile tale?" Pentru că," zise Scrooge, pot fi afectate foarte ușor. Un mic deranjament stomacal le transformă în niște șarlatani. Ai putea fi o bucățică de carne de vită nedigerată, un bob de muștar, o fărâmă de brânză, o bucățică dintr-un cartof nefiert. Semeni mai mult cu un sos decât cu un mormânt, orice ai fi." Scrooge nu prea avea obiceiul să glumească. Nici nu simțea asta în inima lui în niciun fel. Adevărul e că încercase să facă pe deșteptul, ca să-și distragă atenția și să-și înnăbușe spaima, pentru că vocea arătării îi înghețase măduva în oase. Scrooge simțea că, dacă ar sta o clipă în tăcere, uitându-se la ochii aceia smălțuiți, cețoși, ar fi terminat. Era ceva îngrozitor în tot ce răspândea arătarea în jurul ei. Scrooge nu putea simți, dar cu siguranță era acolo, căci, deși fantoma ședea nemișcată, părul, poalele hainei, ciucurii fluturau de parcă erau mișcate de aburii fierbinți ieșiți din cuptor. Vezi scobitoarea asta?" spuse Scrooge, grăbindu-se să atace din nou, pentru motivul menționat mai sus, și dorind, chiar dacă doar pentru o secundă, să abată privirea fixă a stafiei de la el. O văd," replică fantoma. Nu te uiți la ea," zise Scrooge. Dar, cu toate acestea, o văd," zise fantoma. Bine," răspunse Scrooge. Trebuie doar să înghit asta, ca tot restul zilelor mele să fiu persecutat de o legiune de demoni, toți creația mea." Prostii, îți spun eu, prostii!" Auzind asta,
Stafia scoase un răcnet îngrozitor și își scutură lanțul cu un zgomot atât de înfricoșător și înspăimântător că Scrooge se ținu strâns de scaun ca să nu cadă leșinat. Și cu atât mai mare îi fus spaima când fantoma își scoase basmaua din jurul capului ca și cum era foarte cald înăuntru și mandibula îi căzu pe piept. Scrooge căzu în genunchi și își îngropă fața în mâini. Îndură-te, zise el. Cumplită arătare, de ce mă chinuiești? Om cu minte pământeană, replică fantoma. Crezi în mine sau nu? Cred, zise Scrooge. Trebuie să cred. Dar de ce spiritele umblă pe pământ și de ce vin la mine? Fiecărui om îi se cere, răspunse fantoma, ca spiritul lui să umble printre oameni și să călătorească peste tot. Și dacă acel spirit nu face asta în viață, este condamnat să o facă după moarte. Este blestemat să rătăcească prin lume, vai mie, și să fie martor a ceva la care nu poate fi părtaș, dar ar fi putut să fie cât era pe pământ, să aducă fericire. Și din nou stafia scoase un strigăt. Își scutură lanțul și-și frământă mâinile fantomatice. Ești plin de lanțuri, zise Scrooge tremurând. De ce? Port lanțul pe care l-am făcut în viață, răspunse fantoma. L-am făcut verigă cu verigă și iard cu iard. M-am încins cu el din proprie voință și din proprie voință îl port. Ți se pare ceva ciudat în alcătuirea lui? Scrooge tremura din ce în ce mai tare. Oare știi cumva, continuă fantoma, cât de greu și cât de lung este puternicul lanț pe care îl porți chiar tu? Era la fel de plin și de greu și lung ca acesta, acum 7 ajunuri de Crăciun. De atunci ai mai lucrat la el. Este un lanț greu. Scrooge se uită în jurul lui pe podea, așteptându-se să se vadă înconjurat de vreo 50 sau 60 de stânjeni de cablu de fier, dar nu văzu nimic. Jacob, zise implorându-l, bătrâne Jacob Marley, spune-mi mai mult. Spune-mi ceva bun, Jacob, să mă liniștești. Nu am nimic bun de spus, replică fantoma. Liniștea vine din alte sfere, Ebenezer Scrooge. Și e adusă de alți mesageri, altor feluri de oameni. Nici nu pot să-ți spun ce aș vrea. Mi-este îngăduit doar încă puțin. Nu mă pot odihni, nu pot sta, nu pot zăbovi nicăieri. Spiritul meu nu a mers niciodată mai departe de casa noastră de bani. Fii atent! Cât eram în viață, sufletul meu nu a trecut niciodată dincolo de limitele înguste ale găurii noastre pline de bani. Și călătorii obositoare mă așteaptă. De câte ori cădea pe gânduri, Scrooge avea obiceiul să își afunde mâinile în buzunarele pantalonilor. Făcu asta și acum, gândindu-se la ce spusese fantoma, dar fără să își ridice ochii și fără să se ridice din genunchi. Trebuie că ai umblat tare încet, Jacob, remarcă Scrooge, ca un om de afaceri, deși cu smerenie și respect. Încet, repetă fantoma. Mort de 7 ani, gândi cu voce tare Scrooge. Și ai călătorit tot timpul ăsta. În tot timpul ăsta, zise stafia. Nu știu ce e odihna, nici pacea. Doar tortura remușcării. Călătorești repede? Întrebă Scrooge. Pe aripile vântului, răspunse fantoma. Trebuie că ai străbătut o mare parte de pământ în 7 ani, zise Scrooge. Auzind asta, fantoma slobozi alt urlet și își zângăni lanțul atât de hidos în liniștea mormântală a nopții, încât paznicul ar fi fost pe deplin justificat să îl pună sub acuzare pentru tulburarea liniștii. O, captiv, legat și de 2 ori încătușat, strigă fantoma. Fără să știu nimic despre veacurile de trudă neîncetată a ființelor nemuritoare,
căci acest pământ trebuie să intre în veșnicie înainte ca binele de care este capabil să se dezvolte în totalitate, fără să știu că orice spirit creștin care lucrează de bunăvoie în mica sa sferă, oricare ar fi asta, găsește că viața lui muritoare este prea scurtă pentru nesfârșitele mijloace de a se face util, fără să știu că, oricât de mult ar regreta cineva pentru viața trăită inutil, nimic nu se poate compensa. Și totuși, așa am fost eu. O, așa am fost. Dar ai fost întotdeauna un bun om de afaceri, Jacob, murmură Scrooge, care începea să se recunoască în toate. Afaceri? Strigă fantoma, frângându-și mâinile din nou. Omenirea era treaba mea. Binele comun era treaba mea. Generozitatea, mila, îngăduința și bunăvoința, toate erau îndatoririle mele. Afacerile mele erau doar un strop de apă în cuprinzătorul ocean al îndatoririlor mele. Ridică lanțul la distanța brațului său, ca și cum ar fi fost singura cauză a tuturor suferințelor sale zadarnice, și îl trânti apoi cu putere pe podea. La momentul acesta, în care anul se scurge, spuse fantoma, sufăr cel mai mult. De ce am trecut printre mulțimile de semenea-i mei cu ochii în pământ și nu i-am ridicat niciodată spre acea stea binecuvântată care i-a călăuzit pe magi către căsuța sărăcăcioasă? Nu erau case sărace către care să mă poarte și pe mine? Scrooge era îngrozit, auzind fantoma ținând-o tot așa, și începu să tremure îngrozitor. Ascultă-mă! Strigă fantoma. Timpul meu se apropie de final. Te ascult, zise Scrooge, dar nu fi aspru cu mine. Nu folosi vorbe de neînțeles, Jacob, te rog. Cum de apar în fața ta într-o formă pe care să o poți vedea, nu știu să-ți spun. Am stat nevăzut lângă tine zile și zile în șir. Nu era o idee plăcută. Pe Scrooge îl trecură fiori și își șterse transpirația de pe frunte. Nu există o parte ușoară a pedepsei mele, urmă fantoma. Sunt aici în noaptea asta să te avertizez că încă mai ai o șansă și speranța să scapi de soarta pe care o am eu. O șansă și o speranță pe care ți le ofer eu, Ebenezer. Întotdeauna mi-ai fost un bun prieten, zise Scrooge. Mulțumesc! Vei fi vizitat, continuă fantoma, de 3 spirite. Mandibula lui Scrooge căzu aproape la fel de jos cum îi căzuse fantomei. Astea sunt șansa și speranța despre care vorbeai, Jacob? Întrebă cu o voce tremurândă. Da. Mai bine nu, zise Scrooge. Fără vizita lor, zise fantoma, nu vei putea ocoli calea pe care am urmat-o eu. Așteaptă prima vizită mâine, când clopotul va bate 1. Nu pot să le primesc pe toate odată și să termin repede, Jacob? Încercă Scrooge. Așteaptă a doua vizită în următoarea noapte, la aceeași oră. A treia, în noaptea care va urma, imediat după ce și ultima vibrație a sunetului care vestește ora 12 va înceta. Pe mine nu mă vei mai vedea. Și pentru binele tău, nu uita ce s-a petrecut între noi. Imediat ce termină de rostit aceste cuvinte, fantoma își luă basmaua de pe masă și o legă în jurul capului, cum fusese la început. Scrooge știu asta în momentul în care dinții fantomei făcură un zgomot ca un clănțănit, când fălcile fură lipite de basma. Îndrăzni să își ridice privirea din nou și îl văzu pe supernaturalul său vizitator stând în fața lui cu spatele drept și cu lanțul rotit în jur și peste braț. Apariția se îndepărtă de el și cu fiecare pas pe care îl făcea, fereastra se ridica de una singură, câte puțin,
așa încât, când stafia ajunsese în dreptul ei, era larg deschisă. Îi făcu semn lui Scrooge să se apropie, ceea ce el făcu. Când erau la doi pași unul de altul, fantoma lui Marley își ridică mâna, avertizându-l să nu vină mai aproape. Scrooge se opri. Nu neapărat de supunere, ci mai degrabă de uimire și spaimă, căci odată cu ridicarea mâinii, începură să se audă zgomote ciudate în aer. Lamentații și regrete incoerente, vaiete nespus de triste și pline de căință. După ce ascultă pentru un moment, fantoma se alătură bocetului îngrozitor și își luă zborul afară în neagra și pustia noapte. Scrooge se duse la fereastră, disperat în curiozitatea lui, se uită afară. Aerul era plin de fantome care se zvârcoleau de colo-colo, gemând în timp ce dispăreau ușor. Fiecare dintre ele avea lanțuri, ca fantoma lui Marley. Câteva dintre ele, probabil guverne vinovate, erau legate împreună. Niciuna nu era liberă. Multe îi erau cunoscute lui Scrooge din timpul vieții lor. Îi era foarte familiară o fantomă bătrână cu o vestă albă, cu un monstruos seif de fier agățat de gleznă, care plângea jalnic pentru că nu putea ajuta o nenorocită de femeie cu un prunc pe care îi vedea dedesubt în pragul unei uși. Suferința lor venea clar din dorința lor de a interveni în problemele oamenilor, să le facă bine, dar pierduseră această putere pentru totdeauna. Dacă aceste creaturi se pierdură în ceață, sau dacă ceața le-a învăluit, nu putea spune. Dar și ele și glasurile lor dispărură deodată. Și noaptea redeveni așa cum fusese când venise acasă. Scrooge închise fereastra și examină ușa prin care intrase fantoma. Era încuiată de două ori, așa cum o încuiase el cu propriile mâini, iar șuruburile erau neatinse. Dădu să spună prostii, dar se opri la prima silabă și simți, din cauza emoțiilor prin care trecuse sau de la oboseala de peste zi sau a privirii aruncate în lumea nevăzută, sau în urma conversației plictisitoare cu fantoma, o mare nevoie de odihnă. Se băgă direct în pat, fără să se mai dezbrace, și adormi într-o secundă.